Dacă ai avea posibilitatea să te teleportezi în orice loc din lume pentru a participa la un eveniment amuzant sau ciudat din trecut, care ar fi acel loc și eveniment și de ce? Aș vrea la propria înmormântare. Din trecut. Păi poate am mai murit. Când erai tu crăia sa zăpezilor. Din trecut, da? Un eveniment bun, dacă la mormântare... La mormântare. Nu te-ar interesa să la botez la tine? Da, chiar. Chiar la botez la mine să văd și eu cât și ce au dat în plic fiecare. Să vedem noi rudele adevărat. Vai, acum când sunt mare, bineînțeles că ce drăguță ești, Aniția. Da, ia să văd cât ai lăsat tu un plic exact. La botez. Să văd cu ce m-ai ajutat tu pe mine când am început viața asta. Cine a pus mâne simțirile alea pe tavă? De ce e viața mea cum e așa? Da, exact. Cine? Și în cauza mi-a pus cineva un microfon, că eu tot timpul un microfon mi-am dorit. Acum nu, mi-a spus... tastatură, că ați vrut să merg la informatică sau ce. Da, eu cred că am ales un ceva, am ales pixul. Alea se evită lucrurile alea, nu? Sau le adaugi? Nu cred, tu chiar ai avut genul ăla de da, dar aia e tăierea moțului, aia se numește tăierea moțului, e diferită de botez. Tăierea moțului îți pune pe tavă câteva obiecte și în funcție de ce culege copilul, o să-și aleagă și meseria. Da, asta da. Și ai avut pe bunii tăieri de moți? Da, da. Eu am ales, știu că am ales la un moment dat, că azi că o să mă fac chirurg, am ales foarfecul, dar uite că mi-am tăiat nasul. Tata, mamă, s-a bucurat, o să fie chirurg fata mea. Băi, ai avut treabă cu chirurgia plastică, dar n-ai fost tu aia. Acum puteai să bagi aplauze, să știi. Da. Las că îi bag eu din montaj. Excelent. Da.